În sala arhiplină a Căminului Cultural Petru Cârdu din Sân-Iănăș, cu ocazia marcării zilei de 1 martie, a avut loc manifestarea Mărțișorul Strămoșesc. Astăzi, de 1 martie, sărbătorim Mărțișorul, care este un eveniment lăsat de străbunii noștri de la daci și traci. Și iată că și noi, în secolul 21, ne păstrăm cu sfințenie acest eveniment. Este un eveniment important care îl avem din Strămoș chiar cu 8.000 de ani în urmă undeva și este un eveniment de început de primăvară, un eveniment care împletește cele două fire, dar de fapt împletește și aici multe prietenii. Organizatorii acestei manifestări, Fundația Protocop Traian Oprea din Vârșeț, împreună cu comunitatea locală Sân-Iănăș, își doresc ca prin acest eveniment să păstreze tradițiile și obiceiurile din bătrânii.